Neața. Bună dimineața, am luat locul întâi în weekend. Bravo. Vezi? Bravo, felicitări. Băi, echipa emisiunii merită să ne... Stai puțin. Haide, nu pot să ating. Hai, te rog. Mă rog, dar nu mult. Wow, bravo, locul întâi, Cupa Munteniei. Este pe arena, bravo. Să rămână, mulțumesc. Ți-o dau și ție în weekend, dacă vrei. Despre ce vorbim astăzi? Suplimente nutritive. Suplimente nutritive. Uh-huh. Oamenii din lumea sportivă sunt împărțiți. Unii iau orice, oricum, își bagă și sub unghie. Alții sunt pe eu, nu mă ating de asta, nu, Doamne ferește, poate mă ucide. Și sunt oamenii care lucrează dozat și calculat. Nu poți face în ziua de astăzi performanță doar cu puiul pe care îl mănânci la mol, pentru că nici ăla nu mai e chiar pui. Exact. Hai să vedem ce este de făcut. Zilnic citim sau vizionăm reclame care încearcă să ne facă să înțelegem că există suplimente nutritive ce ne pot ajuta în diferite feluri. De la a rezolva problema lipsei de vitamine, la a slăbi și până la a preveni apariția cancerului. Putem avea o tinerețe fără bătrânețe cu ajutorul suplimentelor nutritive? Sau trebuie să ținem cont și de o alimentație sănătoasă, de un stil de viață echilibrat? Amănunt aflăm imediat! Suplimentele nutritive sunt produse alimentare, pot fi extrase din plante sau din surse de origine animală sau pot fi de sinteză, bineînțeles. Ele vin în completarea alimentației obișnuite. Pentru medicamente primim rețete, pentru suplimente nu există riscuri? Suplimentele nutritive sunt considerate suficient de sigure pentru sănătate încât să fie asociate alimentelor și să nu fie nevoie de prescripție medicală. Există totuși suplimente nutritive suficient de puternice care să necesite măcar un consult al medicului privind, de exemplu, interacțiunea cu o medicație preexistentă. Dacă cineva ia anumite medicamente sau are o boală diagnosticată, este bine să consulte medicul înainte să folosească suplimente nutritive. Ideal ar fi ca suplimentele nutritive să fie folosite individualizat, eventual după niște analize medicale, astfel încât să cunoaștem exact dozele eficiente. Fiind de multe ori extracte din plante, ele trebuie testate, întâi cu o doză mică și apoi se ajunge la o doză eficientă cu care se lucrează. De multe ori comercianții, cei care vând suplimentele, exagerează efectele benefice, așa cum cei care sunt împotriva suplimentelor exagerează potențiale efecte negative. În realitate, suplimentele vin să completeze nutriția obișnuită, dar pot compensa și anumite deficiențe nutriționale. Dacă un om mănâncă foarte prost, de exemplu, poate lua un antioxidant sau poate lua un protector hepatic și asta îl ajută foarte mult. În primul rând, despre suplimentele alimentare trebuie să știm că ele se împart în două categorii principale. Suplimente permise și suplimente interzise. Suplimentele permise, în general, le socotim ca vitaminele, ca mineralele, ca aminoacizii, spre exemplu, sau pudrele proteice chiar, și ne întindem până spre ceea ce îi spun în sala de fitness, creatină. Da? Este un barem, putem să mergem doar până acolo. Și da, într-adevăr, suplimentele permise o să cutim pe cele care nu au efecte adverse atât de puternice pe corpul nostru. Da? Ne aduc îmbunătățiri, ne aduc o reglare a metabolismului, spre exemplu, prevenirea vitaminelor și mineralelor în general, după o răceală, după anumite probleme de sănătate care nu au avut un impact mare asupra noastră și evident că ne repun pe picioare. De aceea trebuie să apelăm doar pe perioade scurte la suplimentele nutritive. Batoanele acelea dulci cu diverse arome, sucurile pe care le găsim în sălile de fitness, le recomanzi clienților tăi de obicei? Doar ca o metodă de ajutor. Sunt tot felul de batoane pe piață, destul de ieftine, cu ceai verde și care îți propun înlocuirea unei mese cu genul acesta de aliment. Batoanele, într-adevăr, propun înlocuirea unei mese, dar acest lucru nu este regulamentat. Chiar și pe ele sunt obligați să scrie producătorii că batonul nu înlocuiește alimentația obișnuită, îl poate completa la un moment dat mesele. Trebuie să fim foarte atenți la lista de ingrediente și dacă ceva sună să fie prea frumos pentru a fi adevărat, înseamnă că nu este adevărat. De exemplu, un baton foarte ieftin, citim eticheta și vedem că primele ingrediente sunt zahărul, fructoză, dextroză, poate o proteină de foarte slabă calitate, poate niște grăsimi vegetale de slabă calitate și atunci este clar că acel baton nu are cum să te ajute la slăbit. Ne putem uita și la conținutul caloric și
să observăm că de fapt sunt la fel ca o ciocolată din punct de vedere nutritiv și evident nici nu te va ajuta. Deci personal nu sunt adeptul batoanelor, poți din când în când să folosești o astfel de măsură de urgență. Eu sunt adeptul pachetelului și al alimentelor sănătoase, exact, pachetelului sănătos și al alimentelor sănătoase pe care să le avem cu noi și sunt adeptul planificării mult mai atente a meselor.